Ca prin minune au scăpat cu viață trei tineri după ce mașina în care se aflau s-a izbit puternic de un copac. Pompierii gărzii Vișina cu auto specială complexă pentru descarcerare, dar și trei echipaje din cadrul serviciilor de ambulanță Olt și Dolj au intervenit noaptea trecută în comuna Ianca, la limita județelor, la un grav accident rutier. În acesta a fost implicat un singur autoturism în care se aflau trei tineri. Șoferul a rămas încarcerat și a fost nevoie de îndepărtarea mai multor elemente de caroserie pentru extragerea victimei. În accident a fost implicat un singur autoturism în care se aflau trei persoane. La sosirea echipajelor de pompieri, șoferul autoturismului în vârstă de 18 ani a fost găsit încarcerat conștient. Pentru extragerea acestuia, pompierii de la descarcerare au îndepărtat mai multe elemente de caroserie. El a fost preluat de echipajul de la serviciul de ambulanță cu fracturi la membrele inferioare și traumatism toracic și traumatism lombar și predat la spitalul din Corabia. Celelalte două persoane, în vârstă de 16 și 18 ani, cu diverse traumatisme prin accident, au fost transportate la spitalul din Dăbuleni. La fața locului au intervenit și polițiștii, care au stabilit faptul că șoferul în vârstă de 18 ani din localitatea Ianca, pe fondul vitezei excesive, a pierdut controlul asupra direcției de mers și a intrat în coliziune cu un copac. Tânărul nu consumase alcool, dar nici nu deținea permis de conducere. În ziua de 1 noiembrie anul curent, în jurul orelor 2:40, un bărbat de 18 ani din comuna Ianca, fără a poseda permis de conducere, a condus un autoturism pe drumul național 54A, iar pe fondul vitezei excesive a pierdut controlul asupra direcției de mers, intrând în derapaj și acroșând un copac. În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea conducătorului auto și altor doi pasageri aflați în autoturism. Conducătorul autoturismului nu se afla sub influența băuturilor alcoolice. Șoferul va răspunde acum în fața legii, atât pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă, cât și pentru conducerea unui autoturism pe drumurile publice fără a deține permis de conducere.